Astăzi era Marius. Să puniți bine, de Feri Rabă s-a întrebuințat la Maximum și a realizat un reportaj despre oameni care știu să acceseze fonduri europene nerambursabile. Feri jubilează, bucuros că poate în sfârșit să dea ceva pe sticlă. În final, la infuzia antistres, Rabă, care ca tot românul mai prestează în plus pe unde apucă, se întâlnește cu investitorii primăverii. Bine v-am regăsit la o nouă ediție Raw News. Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine v-am regăsit la o nouă ediție Raw News. Ce oficial am fost, așa-i? Să-mi pun și epoleți ca să fiu un oficial. Bine. Un om de televiziune, un foarte mare om de televiziune, mi-a atras atenția că trebuie să, dacă tot am laptop pe masă, să-l folosesc. Adică să citesc știrile de pe laptop. Aia fac. Am luat știrile, le-am pus pe laptop și citesc. De ce fac asta? Pentru că una dintre știri se referă la numărul utilizatorilor de Facebook, care sunt mulți. S-au ajuns la 3 milioane la noi în țară. Și Clujul se află chiar pe locul 2 la toată treaba asta, cu 114.000 de utilizatori. Foarte bine, frumos. Nimic de zis. Dom'le, sigur, socializați pe internet, tastați, vorbiți, dar când beți o bere împreună? Că asta mă interesează pe mine și marde. Dom'le, bun, mă întâlnesc cu foarte multă lume acolo, dar așa face-to-face, că apropo de Facebook, când ne mai întâlnim să mai bem o bere, să mai mergem în parc acolo la pe malul lacului, că era să zic unde... Și plăteam la caserie, dar am zis pe malul lacului, acolo să mai avem o bere împreună, să mai socializăm, acolo să socializăm, nu? Amintiți că săptămâna trecută, Andra, în evenimentele pe care la care ne invita pe sfârșit de săptămână, weekend, a fost concursul de majorete de sâmbătă, din 12 martie. Vreau să vă spun că s-a încheiat concursul cu o singură câștigătoare, care a luat cam tot ce s-a putut lua. Este vorba de majoretele de la OMF Cluj. Am nici nu de mirare că au câștigat toate trofeele astea, atâta vreme că sunt dețin 7 titluri de campioane europene. Iată că putem vorbi și de valori europene în... Eu nu știu cum se spun la majoretele astea, sport sau, mă rog, ceva. O activitate în care aduce totuși titluri europene la Cluj și asta este foarte important, pentru că dacă stăm să așteptăm după titlurile europene pe care le-ar putea aduce alte sporturi din Cluj, am avea ce aștepta. Am așteptat ceva cam mult. Bun, reprezentantele României vor merge mai departe, odată ce au câștigat acest turneu al majoretelor, vor merge de aici în Croația, unde în luna septembrie va avea loc campionatul european 2011. Sperăm să se întoarcă și acum cu trofee. Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România vor să-și aleagă, invită toate universitățile din țara asta la o competiție, care îi spune mari profesori care îi inspiră. Și au un titlu, li se dă un titlu la titlul Bologna și gala se va intitula Gala Profesorului Bologna și scopul proiectului este de a recunoaște, premia, motiva și aduce în același loc pe acei profesori care reprezintă adevărate valori în învățământul superior în România. Foarte bine! Foarte frumos. Sigur, și profesorii trebuie premiați pentru munca lor, chiar dacă pentru educație facem din ce în ce mai puțin, măcar dacă vine inițiativa din partea studenților sau elevilor, atunci și profesorii primesc, nu primesc leafă mai mare, asta e clar, dar n-au cum să primească de la studenți și elevi, de la studenți și elevi primesc o recunoaștere sub forma acestei competiții. Mai am o știre să vă spun că pe lângă hoteluri de 3, 4 și 5 stele, la Turta va apărea o stațiune în care va dispune și de patinoar, hipodrom, teren de golf. Așa că după renumita Salina, acolo unde s-a filmat și videoclipul care va merge la noi la Eurovision, va apărea și o stațiune extrem de dotată. Aici, la 2 pași, 30 de km, am trecut dealul, nu mai pare circulația pe acolo că avem autostradă. Așa că se poate ajunge ușor la Turda, mergem la Turda. Un complex se pare destul de bine dotat, teren de golf, la Turda Golf. Ma, dai seama, și duci acasă să spui la părinții, este teren de golf la Turda. Na. Mă rog, este teren de golf la Turda, dar ce e mai important în această seară, doamnelor și domnilor, abia acum urmează. Trebuie să vă prezentăm în exclusivitate un reportaj efectuat pe teren
de reporterul nostru pe care vreau să-l invit în studio. Domnul reporter, te rog să poftești în studio, aici lângă mine. Vino și ia loc. Ia loc, te rog. Uitați-vă ce serios e el în această seară. Înseamnă că a realizat ceva pe drumurile sale. După aventura de ieri, mai e vânătaia de aseară? Da, nu. Nu, se vede că la machiaj a dispărut vânătaia de aseară pe care o primise de la mine. Așa că... Bună seara! Seara bună! Seara bună, domnule! Deci bună seara și... Seara bună! Așa. Am înțeles că ai fost pe teren, da, ai făcut un reportaj absolut de excepție. Absolut de excepție. Absolut de excepție, da? Exact. Ai descoperit pe cineva care... Ce face? Care? Care ce face? Păi ziceam înainte de știrea de la tur, dacă se face autostradă până la terenul de golf și înapoi și, pe urmă, patinaj artificial pe terenul de golf. Și ăsta face patinaj, personajul ăsta? Nu, dar personajul ăsta scoate mai mulți bani din treaba care a gândit-o el decât o să scoată tot drumul de la autostradă până la terenul de golf. Că terenul de golf în sine... Mie, cum să spun, golf, chestia asta cu golful, nu știu dacă îmi dă bine, că... Nu, mai ales dacă stai în dreptul crosei, nu în dreptul crosei, dacă stai în dreptul tsunamiului. Tsunamiul totdeauna se îndreptă către golf, dacă n-ai fi în golf. Nu-i vorba de ăla, mă lasă de pace. Hai să ne întoarcem noi la ceea ce ai realizat tu acolo și să vedem un prim material cu rabă realizat pe teren, reporter fonduri, primul material. Atenție, pregătiți-vă, să vedem! Rabă! Ce? Ce faci acolo, mă? Mă aflu aici, în satul ăsta, unde m-ai trimis, ca să stau de vorbă cu un om care a obținut fonduri de-astea europene, nerambursabile. Adică să nu mai le dai înapoi niciodată. Și unde e omul? Nu e acasă. Păi și tu cum ai intrat, mă? Păi am sărit gardul, dar că n-am putut să spar la cătucă, a fost de ăsta nou. Și peste nu, n-am putut. No, și acum... Iar ai intrat până infracțiune, mă! Păi dacă... nici o infracțiune, că eu vreau să fac reportajul ăsta cu omul care a obținut fonduri nerambursabile de ele, care nu le mai dai înapoi, că oamenii ăștia... Domnule Bade, mă scuzați, bună ziua, să rămână, am venit să vă luăm un interviu cu astea, cu fondurile care nu mai trebuie să le dați înapoi. Eu n-am vrut nici să... Nici o bună ziua, mă, nici o să rămână. Mie să-mi spui ce coț aici. Păi, Bade, mi se vrută. Adică, mă, nu te-ai putut abține, așa? Tot prin infracție trebuie să intri, mă. Nu a fost nicio infracție, că eu m-am dus acum, l-am căutat pe domnul Bade Petre și asta de vorbă cu omul. Deci gata, el... Da, mă, dar până să ajungi la el, am văzut că iar a intrat prin infracție și te ascundeai pe acolo, pe după garduri. Nu, eu îl căutam, nu mi-am dat seama dacă e acasă sau nu. Am făcut o cercetare preliminară, cum se spune... Și normal, da, am sărit pe lângă gard, că acum n-am mai avut ce lacă să rup, că n-avea lacă deloc. Era sudată poarta. Tu ce? Da, era sudată, legată cu sârmă și cu două cuie, bătută, așa. Bătute cuiele, în stânga dreapta, dreapta stânga. Aia e sudură, cu autogen după tine. Nu, era sudată omul care o legat, până o bătut, are să vedeau picul de sudoare, păsătă, în orice caz. Am ajuns în curte, am făcut cercetarea preliminară despre care v-ați dat seama că s-a întâmplat și dintr-o greșeală l-am găsit pe acasă pe proprietar care era... Da, din greșeală l-ai găsit pe proprietar acasă. Deci proprietarul era la casa lui din greșeală. Din greșeală, da. Sigur, nu m-am așteptat. Nici el nu s-a așteptat. Am fost neașteptat. Ăsta plăcut, impresionat de neașteptările la care am fost supuși.
Amândoi, deci împreună. Și, dar până la urmă, până la urmă v-ați împăcat? Nu ți-o rupt, nu ți-o spart capul? Nu, ne-am înțeles, deci ne-am împăcat. Înțeles? O înțeles e scopul și durata vizitei și, de fapt, teritoriul care aparține lui nu a fost încălcat în totalitate, ci numai chiar așa. Asta și gata, l-am dat în povestici. Deci ați spus, da? Da. Deci putem să vedem materialul următor, da? Normal, să vedeți ce... Hai să vedem. Reporter fonduri, al doilea material. Hai să vedem. No, suntem aici alături de domnul Badea Petre, domnul cu fondurile ale nerambursabile care nu se dau înapoi veci. No, ziceți-ne, domnule Badea Petre, cum ați reușit? Apoi, pe vremea când bunul Văsălie, care a fost veterinar din război, pe vremea ne-am gândit noi dar la cu, bani. Dar cu fondurile? La fonduri, da. Cu Europa. Ele care nu se dau înapoi, nerambursabile, veci. Veci, da. Prima dată am început cu un proiect. Cu un proiect? Proiect, da. Dumneavoastră l-ați proiectat pe proiect? Da. Ai, cu ce? Cu ce? Cu prunele, mă. Cu prunele. Cu pruni? Am început cu prunii aici, de aici. Vezi? No, de acine e până acolo. Și de acolo mai încolo, așa ne uite, dacă cât vezi dumneata cu ochii, așa, și ăia de dincolo, vezi pe aia de dincolo, nu, și ăia, mă. Îți tăta dumneitale. Aia nu s-am ei, da, i-am cules și pe aia. Da, nu, dar ăștia doi, ăștia că s-așa de mari, așa, ăștia fac prune multe, știi, că doar... Ăștia nu fac prune, deloc. Deloc, nici nu-ți curățați, vă? Ba, scurățați. Da, nuci. A, nuci. Da. Da, ăla verde mare de acolo? A, păi, dragă, ăla, ar putea face prune, foarte multe ar putea face, da? Ăla e brad. Mă, trebuie să te trimit la Facultatea de Agricultură, mă. De aici, de la Cluj, mă. Aia care e vis-a-vis de fabrica de bere, bă, o știi? Bă, aia, mă, da, aia știu, de tot o tehnie, da? Eu nu mă pricep la agricultura, așa e de tare. Dar, mă, atunci ce te apuci tu să spui că nucu face prune sau că bradul face prune? Nu mi-am dat seama, că n-a fost că e așa de aproape. Scorța, deci copacul era aproape de mine, dar scorța era mult mai departe. Aha, am înțeles, la nuc. M-am dat seama, după scoală, după frunze, nu erau încă. Nu, sigur, că nu sunt încă frunze. Am înțeles la nucul ăla, că nu erau frunze. Dar bradul ăla ce avea, mă, că ăla are tot timpul anului frunze verzi, mă, și iarnă, vară, frunze erau mai departe. Într-adevăr, tulpina era aproape și scorța. Dar n-am văzut exact frunze, dacă sunt formă de ace sau frunze care s-au chircit așa de frig și s-au alungit. Nu. Și am zis că, bă, eu îl întreb pe om, că doar e curtea lui, el știe ce-o plantat. Eu deja corect, mă bag, frunze verde, foi de fac, nu mă mestec, nu mă bag. Dacă avea făcut el un hibrid din bradul ăla, știi, până ceva metode din alea. Dar sunt tocmai de altoiuri. Altoiuri? Păi, că vezi ce te altoiești, Gheorg, dacă mai faci prostii din astea pe teren acolo mai. Și stai, pe deasupra, altoiuri este inteligente acolo, zic, în Columbia. În Columbia, atâta lumea, pe acolo, ăia mai mari traficanți, da, care ăia. Ce ăia și-au plantat o grămadă de pom care seamănă cu bananele. Dar de fapt s-au toiți bananele și ca sub să banane facă... stau cu săculețul de praf. Nu, în banane lăuntru se întâmplă toată tehnologia. A, deci și banane... astea deja gata, pliculețe, capsate. Bine că e târziu și nu se uită copiii la emisiunea asta. Apropo, avem o premieră în seara asta pentru dumneavoastră la emisiunea Rabă News. Faptul că vom da în direct horoscopul. Să ascultăm. Deci ne aflăm la stadiul de etapa de proiectul ăsta în care cu domnul Badea George Petre, așa care pentru obținere Badea nerambursabil care nu se mai dau înapoi, veci. Da. No. Ziceți domnule Badea Petre, ăsta e butoiul. Ăsta e butoiul. No? Aici să pun prunele. Când să pun? Când să pun, așa, da? E un secret mare aici, așa? Și atunci astea stau până se rupe podul. Doamne, fer, se rupe podul. Păi dacă se rupe podul, doar accidentează pe cineva în casă. Nu se poate. Nu, așa e, măi.
Se rupe podul, adică se face așa o poșdiță, cum zic domnii. Așa, și aia când se rupe și când se lasă așa jos, atunci înseamnă că alcoolul se poate distila. Nu. Singur? Nu singur. Că se distilează unde e cel mai important din toată afacerea asta. Unde, acolo, în spate? Aici, la... Hai să vedem. Nu, 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 nu. Aici nu intră nimeni, mă. Nici nevastă mea, nici copii, nici miliția, nici jandarii, mă. Nu mai eu intru aici. Dar de ce, domnule Vade Petre? Pe de-aia. Că aici eu am cazanul, am ăla serpentina, am acolo de la vezetic vine apa și răcește tătătăt. Tătă instalația. Numai că n-am autorizație. Nu. Chiar am observat că unul era în zodia Capricornului și ăla, altul era în ce, nu știu ce zodia era. Păi nu era în zodia, că era în fața beciului. Era în fața beciului acolo, da. Care nu te lăsa pe tine să intri. Nu. Nu te lăsa nici cum. Pentru că mi-au zis că acolo e o tehnică și tehnologie foarte dezvoltată și avansată. Colubienii să se ascundă cu tehnologia. Dar nu, e vorba de aia. E vorba de faptul că sunt tehnologii multe pe pământ de care nu are toată lumea habar și n-are parte ca să îți dai seama cum funcționează. Problema e că nu avem tot acces la tehnologiile astea și toți care am avut acces le-am limitat. Altor accesul la limitarea tehnologiei la care ca să nu vadă. Limitează-te la tehnologia pe care ai prezentat-o pentru că noi încercăm pentru a doua oară să vă dăm în direct horoscopul. Bună seara! Sunt Denisa și vă voi prezenta horoscopul de mâine, 16 martie. Berbec. Astăzi pot avea loc schimbări importante, mai ales pe plan profesional și în afaceri. Aveți șanse să vă consolidați relațiile de prietenie. Comunicați foarte bine cu partenerii și puteți să intrați în asocieri. Vă sfătuim să profitați de această conjunctură favorabilă. Evitați să începeți prea multe treburi deodată. Taur. Aveți posibilitatea să puneți în practică proiecte mai vechi, mai ales în domeniul afacerilor. Sunt șanse să câștigați bine și să vă afirmați pe plan social. Vă sfătuim să aveți răbdare. Va veni și timpul să culegeți roadele muncii de acum. Gemeni. Reușiți să faceți în casa schimbările pe care vi le-ați propus. Este momentul să vă ocupați de reparații, reamenajarea locuinței zugrăvit. Țineți cont și de părerile familiei. Vă recomandăm să nu vă certați din cauza banilor. Fiți mai îngăduitor. Rac. Este momentul să vă gândiți serios la o afacere care vă poate aduce bani frumoși în viitorul apropiat. Cu prietenii vă înțelegeți foarte bine, în familie însă este posibil să aveți discuții pentru că țineți neapărat să vă impuneți punctul de vedere. Vă sfătuim să fiți mai diplomat. Leu. Reușiți să rezolvați probleme de serviciu foarte dificile. Vă recomandăm să fiți mai atent cum vorbiți cu șefii și colegii ca să nu aveți neplăceri. Încercați să vă odihniți mai mult. Fecioară. Rezultatele deosebite de la serviciu vă pot atrage invidia colegilor. După amiază, s-ar putea ca persoana iubită să vă reproșeze că acordați prea multă atenție carierei. Ar fi bine să acceptați o discuție deschisă. Spre seară, este posibil să aveți musafiri. Musafiri a fost prima parte a horoscopului pe care ați urmărit-o împreună cu Denisa în direct aici la Raiba News. Să sperăm că a fost bine pentru prima dată, a fost foarte bine. Mi-a plăcut foarte tare Denisa, și mie, știi? Acum, că, mai ales că mie nu mi-a zis încă nimic de zodia mea, așa că mi-a plăcut și mai tare. Când o să spună, o să fie altceva, știi? Atunci sper să fie și mai bine ca să nu... Dar mai auzi aici, am înțeles că ăla nu te-a lăsat acolo să intri în cazanul lui. Dar nu numai pe mine. Nu, pe nu, deci pe nimeni. Acolo nu uită nimeni nimic veac vecuț. Deci acolo mumă sa nu intra veac, numai tatăsul, că tatăsul i-a lăsat lui tehnologia. Cu limbă de moarte, cum se lasă? Da, da, nevasta nimic, o să copții nimic, că n-am de ce, poate băiatul s-o mai încolo. Când a crește și a învățat ce e asta. Bineînțeles, să storcă acolo zama nu, din... Nu, da, cu... când înțelege chestia aia cu să rupe podul, mă. Aia cu podul, aia mă spărie. Te-o spărie? Da, așa văzut că ai fost spărie, mă, că ai... Mă, zice, stăm aici, zice, le lăsăm să șarbă, să dospeze, iar să dospitalizeze. Deci, să dospitalizeze, da. Da, ce pune că să rupe podul. Prunele se dospitalizează, am adică înțeles. Adică să ospite, să... Până da, mă, înțeleg, până fac drosofila melanogastă. Tu nu știi, că acolo, mi-a explicat mie...
Ăsta și-o zis, face, mă, zice, până să-l pe pol. Și atunci eu m-am uitat repede. Nu cade să ne drobească acolo pe care va sau pe care va adicață. Vezi e treaba, acolo e altă tehnologie, nu-ți explică, tu nu știi. Nu, las, nu mi-explica, că eu nu știu din asta. Bine, da, mai avem ultima parte a materialului, aici momentul important, momentul de vârf, vedem, deci acolo să vedem cum a reușit domnul Badea Petrea să... domnul Badea Petre, cum a reușit el să atragă fonduri europene nerambursabile și care nu se mai dau înapoi veci. Să vedem, reporter Fonduri 4. Și acum suntem exact la ultima fază în care domnul Badea Petre, aci de față, o să ne explice exact cum a obținut el fondurile alea nerambursabile, pe care nu, bani nu mai trebuie să-i dai înapoi. Cum ți-am zis, prima dată m-am ocupat de pomni. Pomii aia care i-ai văzut de acolo, de alalți care i-am cules, așa, am adunat după aia prunele și le-am băgat în butoi. Care l-ai văzut butoi? Acolo fermentează până, cum ți-am zis, cu podul care pică. Și după aia e problema cea mai importantă. Aia de acolo nu intră nimeni, numai eu, cazanul, dă-i și dă-i. De unde ce crezi că iasă? Argumentul. Bine, dar cum l-ați lămurit pe ăsta care v-a dat fondurile? Care... Să spui. No, să zicem că tu ești omul cela. Și să zicem că eu stadiu, nu? Da. No. Eu... Și eu te întreb pe dumneata. Îmi dai sau nu îmi dai? Îți dau. Cum nu? De ce să nu dau? Nu-i bine. Că el a zis că nu-mi dă. Nu-mi dă. Așa. Deci eu dacă te întreb pe dumneata, domnul cela, îmi dai banii sau nu îmi dai? Tu trebuie să zici că nu-ți dau. Că nu-ți dau. Așa. No, întreabă-mă acum. No, domnul cela, îmi dai banii? Eu domnul cela. E. Nu-ți dau, nu. Nu-mi dai. Nu. Și atunci ce-am făcut? Am intervenit cu argumentul că trebuia să fac cumva să-mi dai banii. Și atunci i-am pus un picuț de argument. Mi-am pus mie un picuț de argument. No. Noroc. Serios. No. Și? Și după aia? După aia am zis, domnul cela, no, amu, îmi dai banii? Nu. Nu. Bine. Și atunci ce crezi că am făcut? Am mai luat toată argumentul ăsta, e șef bun, vezi? Nu. Și am mai pus un picuț de argument. Mi-am mai pus și mie un picuț de argument. Așa că amu îmi dai banii, domnul cela. Așa-i? Amu îți dau și îți dau chiar mai mult decât meriți și decât ți-o dat Uniunea Europeană. Aș știut, mă! Continuăm cu horoscopul. Balanță. Dimineața sunteți agitați și vă străduiți să terminați la timp o lucrare importantă. Deveniți autoritar și aveți tendința de a critica pe toată lumea. După amiază vă liniștiți cu prilejul unei întâlniri cu prietenii. Spre seară s-ar putea să pregătiți o excursie împreună cu familia. Scorpion. Nu vă vedeți capul de treburi, nu vă faceți griji, aveți destulă energie pentru a le rezolva pe toate. Aveți șanse de reușită pentru că munciți serios și cu pasiune. Banii vor veni însă mai târziu. Vă recomandăm să evitați speculațiile financiare. Săgetător.
Sunteți hotărât să vă ocupați de problemele familiale pe care le-ați tot amânat. Pentru aceasta trebuie să alergați și să faceți cheltuieli importante. Vă sfătuim să vă organizați cât mai riguros dacă vreți să terminați tot ce ați început. Fiți atenți la acte pentru că există riscul să le pierdeți. Capricorn. Aveți tendința să riscați cam mult. Vă sfătuim să fiți prudenți și să nu forțați norocul. Este o zi favorabilă deplasărilor în interes de familie. Puteți câștiga bani de unde nu vă așteptați. Vă recomandăm să țineți cont și de sugestiile partenerului de viață. Vărsător. Puneți suflet în tot ceea ce faceți, sunteți inspirați și puteți să faceți planuri de viitor. Aveți ocazia să începeți activități prin care să vă afirmați în societate. Prietenii și persoana iubită vă sprijină. Nu sunteți prea mulțumit de situația financiară, dar vă recomandăm să aveți răbdare. Spre seară este posibil să primiți o sumă importantă de la o rudă mai în vârstă. Pești. Sunteți plini de energie și capabili de eforturi intense. Aveți grijă să nu vă supra-solicitați ca să nu aveți probleme cu sănătatea. După amiază, o să aveți musafiri din altă localitate sau o să mergeți în vizită la un prieten. Vă recomandăm să vă organizați munca eficient și să fiți cumpătat. Mulțumim, Denisa! Partea a doua horoscopă, nu a fost rău, atât, numai că mi s-a spus că muncesc până pic jos, știi? Da, mersi pentru asta. Acum trebuie să muncești până pic jos, sigur că dacă să... ai văzut și eu am muncit până... Până ai căzut sub masă, am văzut ce muncă ai depus acolo, intensă. Nu, a fost sub masă, că nu era masă, bine? Nu, dar ce era? O măsuță mai mică, sub, da, și o măsuță de curte. De, Bă, nu vreau să știu, bine că până la urmă n-am văzut tot filmul, deci nu vreau să știu exact cum s-a terminat povestea aia a voastră acolo, dar, că închipui cum s-a terminat. Eu, relatez, da. Până a venit nevastă sa și v-a trezit de sub nuc, de sub braț sau de sub prunie aia de prin curte, de pe acolo, și v-a adunat cu fărașul meu. Da. Da. Nu. Deci dacă ai argumentul ăla cu buline, cu buline pe margine, cu bule pe margine, da. Argumentul ăla care scutură așa, da, cu mărgele, uh-huh. Argumentul ăla cu mărgele, rezolvi și problema fondurilor europene. Se pare că domnul Badea Petre așa au rezolvat-o. Așa au rezolvat-o. Foarte frumos din partea lui. Trecem de la o domnișoară la alta în emisiunea noastră și iată că de la Denisa ajungem la Andra. Bună seara din cât, nou. Care nu știu dacă e Andra. Andra... Care e Andra? Andra care o mai... Da, care era cu eveniment. Nu, eu zic că e neserioasă și lipsește. Așa, ai schimbat... Are o soră geamănă. Da, are. Așa. Dar care... Se piaptă în altfel. Are care... Foarte bine. Dragii mei, să lăsăm alte lucruri deoparte. Eu am venit cu lucruri foarte serioase în această seară. Și a noastră nu erau serioase, adică nu am înțeles. Cele mai serioase ale voastre. Hai să vedem ce e așa de serios. Vă invit la lansarea de carte Corin Braga, miercuri 16 martie, de la ora 12. Lansarea volumelor din ciclul Noctambulii de Corin Braga. Claustrofobul, Hidra și Oniria, editura Dacia 21. Prezintă Horia Poenar, Călin Teutișan și Alex Goldiș. Corin Braga este profesor de literatură comparată, un romancier și un critic literar român contemporan, actualul decan al Facultății de Litere din Cluj. Corin Braga a semnat circa 200 de studii, eseuri, cronici literare publicate în revistele Apostrof, Art Panorama, Cahier Roman d'Etudes Littéraires, Caietele Equinox, Minerva, Observator Cultural, Poesis, Rostirea Românească, Steaua, Studia Universitas, Babeș-Bolyai, Synergis și multe altele. Am înțeles. Vă invit mâine de la ora 12. La 12 la unde îi spune că se întâmplă asta? O să aflați mâine la ora 12. A, la mâine la 12, da. Bun. Să aflăm mâine la 12. Sau ne spui în secret, ne spui după emisiune. Bine. Eu spui, nu am secrete. N-ai secrete. Bun. Trece la lansare de carte, că acolo sunt o grămadă de invitați, o grămadă de somități. Eu am fost odată la o lansare de discuri. Era o lansare de discuri abrazive din asta de la Carbochim, peste gard. Dar aia se întâmplau... Pe vremea când mergeau românii în Turcia. Da, și atunci erau așa Colana. Lansări. Ușu, ușu, ușu. Erau niște lansări foarte interesante. Care prindea, care ce prindea, care atâta vindea și făcea... Da. Și alături de Bonfire și Rulmenț, discurile abrazive au ajuns pruzele cele mai iubite de către iubiții noștri turiști de Turcia. Da, conaționale. Conaționale noștri de Turcia. Bine, cine mai... Cu cine mai surprinde Andra problemă, astăzi? În, am o problemă foarte mare în această seară. Ai o problemă foarte mare în această seară. Ce problemă foarte mare tu ai tu în această seară? Vezi că stai în brațele mele, orbule?
Poftim? Eu stau în brațele ei. La Teatrul Național. Mâine seara de la ora 19. A, la Teatrul Național o să stau în brațele. Deci tu mâine la Teatrul Național, Orbule, te duci să stai în brațele Andra. Da. Sper să nu afle lumea Andra. Care nu să afle, să da. O să afle exact cine trebuie. Mâine seara de la ora 19. Da. Cine va merge la Teatrul Național, nu? La Teatrul Național. Am să văd și care se joacă la Teatrul Național. Se joacă. Da. Se joacă. Ce fel de piesă e? Ce... La Nichita Stănescu, funcția tradițională a limbajului poetic este a tot stăpânitoare. În cele mai abisale imagini ale viziunii lirice, cititorul recunoaște ceva din rostiria familiară lui. Cuvântul poetului vrăjește, emblema sa fiind sfera și echivalentul ei în limbă, perioadă și loc al armonioaselor simetrii. Mâine seara la ora 19 vă așteptăm și o să aflați mult mai multe. În brațele frumos. Tale. În brațele frumos, mele, în brațe. Bineînțeles. Lăsați-mă asta cu brațele, mă, fiți oameni serioși, mă. Fiți oameni serioși, vă rog să fiți oameni serioși, mă, nu vă ocupați. De la ora 19. La ora 19. E, probabil că e o piesă cu un buget... din punct de vedere al noite de electricitate mai redus, închită de becurile și atunci când te pui pe scaun, nu vezi dacă te pui în brațele cu... O să râzi, dar să știi că pe vremuri când mergeam la cinematograf, știi, atunci când mergeam la un film de 100 de ori, că atâta rula, ăla, știi, mergeam la cinematograf... Ai schimbat titlul, da. Mergeam la cinematograf și eram copii mai tineri, așa, 15-16 ani, știi, că îmi făceam chestii de genul ăsta, știi? Mm-hmm. Așteptam să înceapă filmul, să se facă întuneric, știi, în sală, și după aia ne făceam că ne căutăm locurile, știi? Și puneam mâinile pe unde apucam și noi, știi? De cap, știi? Ucheam, știi, pe lumină. Deci, când era încă lumină în sală, noi ucheam, știi, cam pe ce rânduri pe ce, da. Să mergem, că știi? Să... nu să pui mâine pe unul cu ceafă, atâta. Nu, că dacă îmi dădea la una, nu mai terminam liceul. Da. Și eram elev la liceu în perioada și asta, acțiunea se întâmpla la actualul cinematograf Florin Piersic, știi? Da. Bine, nu din cauza aia lobotizat pe cinematograf Florin Piersic. Copiii amici, că la ăștia mari, cred că nu mai trebuie să-i dai idei, că și ei fac de la fel. Asta era distracție. Acum decât etnobotanice, știi? Mm-hmm. Poate că mai puțin periculoasă toată treaba asta. Și cu urmări mai puțin. Bine, că și noi, și nouă ne umbla, o lua imaginația razna, știi? După ce dădeam două ture de scaune până cinematograf acolo, știi, să întrebăm ce telespectatori mai avem pe lângă noi pe aici, știi? Bun. Da. Bun, să trecem mai departe în Rabă News și să parcurgem și câteva pagini din sport, dacă ni se dă voie, generic de sport, vă rugăm. Dacă avem. Dacă avem. Dacă nu avem, putem să trecem direct la sport. Atunci trecem direct la sport și spunem așa că în această seară, în timp ce noi stăm aici, alții muncesc, dar muncesc în Liga Campionilor. Este vorba de meciurile retur dintre Bayern München și Internaționale Milano. Meci care în primul tur s-a încheiat cu 1-0. Din păcate, pentru Chivu, prietenul și jucătorul nostru emblematic la un moment dat, care au pierdut cu 1-0 acasă la Milano, acum se duc la München să întoarcă rezultatul ăsta. Nu le va fi foarte ușor, mai ales că, sincer să fiu, știi, oricât l-am lăudat noi pe Chivul ăsta, vreau să spun că loc am fugărit Robben la meciul din tur de nu e adevărat. Că a fugit după el de numai. Eu ascund și mingea de vă câteva ori, nu știa asta, e ce caută pe terenul de fotbal dacă n-are minge. Știi, cam asta era, știi, toată problema lui pe acolo. Fiecare își alege nașul. Da, nu și-l ales el, că ăștia au venit și-l găsește, știi? Și-l găsește. Și el și-a găsit nașul. Celălalt meci este iarăși un meci care s-a încheiat nedecis în prima parte a lui la Marsilia, Olimpic, cu Manchester United au terminat 0-0. Iar în seara asta vom afla care e echipa care se califică mai departe dintre aceste două, Marseille și Manchester United. Sigur, eu spun aceste nume și pentru fotbaliștii români care se uită la televizor în această seară, ca să le rețină și ei, cam cum se numesc echipele care joacă în Liga Campionilor. Da? Deci nu se numesc nici Steaua, nici Dinamo, nici Rapid, nu? Se numesc Manchester United, Olympic Marseille și așa mai departe. Știi? Nume de echipe care joacă fotbal, probabil. Probabil că joacă fotbal, știi? Sigur că dacă sunt echipele acolo. Dar sigur că între ele mai sunt și altele, dar deocamdată în această seară să nu le încărcăm memoria fotbaliștilor cu prea multe echipe. Spune-mi numai acestea patru care joacă în această seară. Da, să știe pe unde se uite și ce se caute pe telecomandă. Bun, asta a fost despre Liga Campionilor. Păi altceva despre fotbal în general. Am putea spune, de exemplu, că despre o invitație pe care o face clubul CFR-ului,
la meciul din 20 martie de la ora 16 pe terenul Dr. Rădulescu. 2000 de elevi clujeni pot intra gratuit la acest meci, la meciul cu Sportul Studențesc. Da? 2000 de elevi care se duc acolo pot intra gratuit. Meciul este ziua, așa că să nu încercați figura care o făceam eu odată la cinematograf, să vă căutați locul cu mâna, că nu ține, că e ziua și mai ales că acolo am înțeles că Pașcarie și-a pus niște bordigați care sunt foarte vigilenți. Numai să scoți sămânța din buzunar și deja simți că o mănânci afara stadionului. Adică, asta da, se da, știi că sau nu mai ai cu ce-o mânca, știi? Da. Așa că... Dar este un gest frumos, iată 2000 de elevi pot să meargă, să ia loc în tribuna a doua, pe stadionul Dr. Constantin Rădulescu, acolo unde va juca CFR-ul meciul cu Sportul Studențesc. Sper că pe meciul ăsta măcar CFR-ul să-l câștige, dar vom mai vorbi despre asta când ne vom apropia de etapa respectivă. Finala campionatului național de hockey pe gheață, mă. Hai să nu mai vorbim de fotbal. Vorbim okay. Da, hockey pe gheață, mă. Hockey. Că nici acolo nu stăm bine. Dar mă rog. Nu mă, stăm. Dar cum să stăm bine, mă? Este un sport al unei cosmă. Ok. Ok, ok. No, bine. Bun. Finala campionatului național de hockey pe gheață se va disputa între HSC Miercurea Ciuc. Știi că acolo, în județul Harghita, acolo se joacă hockey. Ok. Aia joacă. Pe de-aia e polul frigului acolo, știi? Că acolo la ei îngheață mai repede. Deci au vreme să-și pună patinele mai devreme în picioare decât ăștia la alții, știi? E primăvara și le dau jos și după ce s-a gătat augustul... Și nu se gata bine primăvara patinele... că le poți să le pună înapoi în picioare, știi? Pe de-aia uite că e primăvara și finala urmează să se desfășoare, știi? Între HC Miercurea Ciuc, spuneam și HC Corona Brașov. Asta după ce brașovenii au câștigat cu 3-1 la general semifinala cu Steaua Rangers București. Bă, îți găsesc ăștia niște denumiri. Nu are importanță. Trebuie să-ți găsească din alea proteze de maxilare mai bune. Au. Am văzut că se întâmplă faine lucruri la meciul ăsta. Hockey e un sport foarte complex care combină atât grația alunecării pe întinderea de gheață cât și arta pugilistică, care e tot combinată, tot așa, deci lasă un pic rosa de mână, că dacă nu ți-a dat și... Dac și se apucă și să bocănescă acolo, dar n-au arbitru, n-au arbitru de ring, că ringul e prea mare și arbitrul ăla... Nu poate să fugă el, că e atâta cât fuge arbitrul de la box, știi? Da, 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 no, normal, am înțeles, sigur că da. Deci acolo nu se punctează ca la box, nu este gong, sunt mai multe chestii. Nu sunt atâtea de multe reprize, știi? Și acolo ești așa, două tine prize cât e la hockey. Patru. În care, păi dacă ești a patra, dacă mai rezistă aia. Bine. Am avut sport, am avut Andra, haideți să încercăm să luăm puțină publicitate ca să putem merge mai departe, să ne apropiem încet, încet de finalul emisiunii noastre. După publicitate revenim cu sfaturi pentru dumneavoastră și bineînțeles cu infuzia de adrenalină pe care o așteptați. Dar deocamdată publicitate. Am două sfaturi pentru dumneavoastră. Primul. Dacă ieri ne-am ocupat de florile din grădină și din apartament, astăzi ne vom ocupa puțin de interiorul locuinței în care trăim. Dacă vrei să-ți împrospătezi aspectul apartamentului, investește în huse. Îmbrăcarea piețelor de mobilier într-o garderobă de sezon a reprezentat întotdeauna o metodă populară de a împrospăta încăperea. Pe parcursul unui an, ai nevoie doar de două seturi de huse, din materiale diferite și în culori diferite. Pentru anotimpurile răcoroase, alege catifiaua sau bumbacul în nuanțe calde, iar pentru vară, acoperă canapeaua și fotolile cu huse din in, galbene sau verzi în modele florale. Nu vă faceți probleme dacă soțul va spune că nu-și mai recunoaște casa. Dați-i un pic de timp. Cu siguranță își va recunoaște fotoliul pe care își pierde vremea toată ziua în fața televizorului, indiferent de husa cu care l-ați acoperit. Și al doilea sfat, în cazul în care soluțiile speciale de curățat și lustruit mobila nu sunt eficiente sau nu vă sunt la îndemână, am ales pentru dumneavoastră câteva metode practice cu rezultat garantat. Zgârieturile superficiale de pe suprafața mobilei se vor îndepărta sau atenua prin frecarea locului respectiv cu un dop de plută înmuiat în ulei de in. Se freacă locul zgâriat de-a lungul fibrei de lemn, se lasă să se usuce, apoi se lustruiește cu o bucată uscată și curată de fineț sau catifia. Urmele lăsate de obiecte fierbinți, ca în cafea, ceai, pe mobile, se scot cu scrum de țigară sau cu soluție de ulei alimentar și sare extra fină de bucătărie. Din păcate, sculpturile făcute cu briceagul de gen Ion plus Maria egal Love nu ies decât cu altă mobilă. Cam atât pentru astăzi. Ne revedem și mâine. La revedere!
Mulțumim, Denisa. Ce sfaturi ne-a dat Denisa, ne-a dat sfaturi de primăvară tot timpul, știi, să ne pregătim și noi, că dă primăvara asta, a început să vină primăvara peste noi. Măi, să știi că am ascultat sfatul celui din televiziune care a spus, băi, dacă tot ai laptop, folosește, citește știrile de pe el. De pe laptop, am da. Pus știrile în laptop. Sunt în laptop, acum pot să citesc. Acum le știri, știrile de pe laptop. Important e să te descurci cu tehnologia. Să te descurci cu tehnologia. Da, pe cu tehnologia. Uite, aici e tehnologia, mă descurc, normal. E liniștită, e bine, nu consumă, e ecologică. Da. Știi, că așa se spune, știi, că da, sunt ce nu bagi, da, când pleci de acasă, strângi becurile, strângi luminile, scoți frigiderul din priză, oprești fierul de călcat dacă l-ai uitat pe pantalonii soțului, nu-i bai, dar dacă chestii de-așa, este cu forfe, ca orice să parte. Fie ecologic ca să trăiască urși polar și panda pe care îi îndrăgim cu toții. Așa cum îl îndrăgim pe Rabă pentru reportajul care ne l-a făcut astăzi, până una peste alta, știi, o chestie interesantă, știi? E o chestie interesantă și utilă din punct de vedere economic. Să utilă știi? Pentru cine? Pentru tine? Nu. Să știi cum să atragi fondurile europene da. Aici la noi în comunitate. Aha, aha. Să te bucuri și îți dai seama pentru atragerea fondurilor europene a fost folosită o veche metodă străveche de la bunul. De la bunul. De la bunul, domnul Badea Petre. Bunul, că el nu știu că el prima oară... Că era bun și i-a lăsat și lui lucru. Era, da, bunicul, era bunul. Era un bunic bun. Că au zis că el aceeași metodă o aplicat-o, când ai văzut curtea mare a lui Badea, domnul Badea Petre. Eu să știu că după atâtea locuri în care a intrat în infracțiune, eu mai știu că era... Nu mare și o grădină cu peri, cu meri, cu tot felul de meri și are meri. Nu mai meri atâta, oprește-te și zice să da. Nu, și o că aceeași metodă a aplicat-o când l-a lămurit pe primarul care a fost pe vremea lui Bunuso să-i deie în atribuire directă, fără... Dar mă, azi eu ceva n-am... Terenul ăla care, lasă, pe care a fost bun, terenul ăla am înțeles, pe care a fost prunele a fost al lui. Da, nici ăla nu-i departe de tine, domnul Badea Petre, asta. Băi, departe, că el stă în satul ăla. Nu, ca apucături așa nu-i departe, pentru că am observat că și el culegea prunele de pe prunii care nu erau lui. Păi, acum... Dacă nu erau acasă oamenii, ce vrei să strice bunătate de prune și să atragă graurii din zonă și tot felul de... Sigur, și să nu mai iasă argumentul, să nu mai iasă argumentul cu mărgele convingător. Nu se poate să rănești păsările astea care sunt dăunătoare și după aia distrug agricultura. Uite-te unde a ajuns țara noastră. Păi tu ce crezi că a ajuns așa? Dar au ajuns, dar ce țara noastră a mers undeva? Păi că, ca să ajungi trebuie să mergi, știi? Păi o plecat. O țara asta cred că o sta pe loc. Nu știu. Care, uite-te, că din cauza ciorilor, care nu au fost alții care să adune prunele din alte cursuri, s-au mulțit în ciorile și graurii scodobatele. Bun, și pe viitor am înțeles că ne așteaptă acum cât de curând, să, după ce că ai fost reporter pentru oamenii... Acum știu de ce ai zis înseamnă cu domnul Badea Petre. Ți-ai dat seama că și eu m-am gândit la o metodă să atrag și eu niște fonduri de astea europene. M-am gândit, dar nu spun acum. Nu spui? Nu, adică aș putea să spun așa că... În viitorul viitorului apropiat. În viitorul o să mai fac un reportaj și o să vezi atunci cum atrag eu fonduri. Am înțeles că în curând, după ce ți-am văzut acolo că ai semnat fișa aia postului pe care ai semnat-o, ai zis că la un moment dat vei deveni și corespondent meteo. Meteo, da. Da? Da, meteo. Corespunde meteo. Păi, normal. Trebuie să știe oamenii când se îmbracă, când pleacă de acasă, să-și ia umbrelă, că ei să nu prindă un tsunami, vreun vânt așa mai de o ploaie, o picătură, o grindină. Mm-hmm. O grindină. Mm-hmm. Păi eu am avut... Și vă promova metodele tradiționale de vreme, nu? Că am discutat, am văzut exact ce și cum și când mergem acolo la fața locului și la locul faptei, atunci ne apucăm și le filmăm tot exact, de știri, moderne, date, nu așa cum zic aia de la, nu știu, institut, că mâine timpul va fi probabil cald, probabil rece, va fi iar probabil plouă, probabil nu mai plouă. Nu, deci tu o să avem metode care să fie nu probabil, și sigur, suflă cu intensitate metode la sigure, la nu probabile. La E și la sud, la nord la E, la V și de la nord la V, la sud. Ți-ai așa un pic. Așa, bun, de fapt eu am înțeles că tu am văzut că ai o putere de convingere, dovadă stă și materialul care urmează acum spre finalul emisiunii noastre, în care tu ai reușit să convingi
să tratezi cu un investitor străin, veniți din America, am înțeles că... Da, normal. Da? Da? Păi, da? Da. Deci trebuie să știi să atragi fondurile atât europene cât și americane. Și să le și spui, scoți banii din buzunar, practic, de la aia care vin aici. Păi, perfect, foarte bine. Doamne și domnilor, ne vedem mâine seara la Rabo News, dar acum rămâneți pentru că urmează infuzia antistres. Ha? Corect. Antistres. Gata-i! Oh, bine! Auzi, mâine câți avem? Doi? Doi? Și sus și... Bine, la că viu mai de dimineață. No, viu de vreme, dar mă apuc eu de lucru. Da, bine! No. Oh, hai! Ce hai? Nu mai veni cării! Ni s-o gătați de lucru până aici! Eu, American. 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 Tu, constructor. Constructor? Constructor, într-un fel, da, constructor. Hard work, da. Hard work, da. Yes, yes. Eu, American, bani mulți. Bani mulți. Mulți. Păi și atunci cine ați băgat, mă, în criză, mă? Stai, nu supărat. Stai, nu supărat, mă. Explic. Ai bani mulți, piață supra-saturată, nimeni nu cumpără, geaba ai bani. Understand, pe dracu! Păi dacă la noi criza e invers, mă, când n-ai bani, atunci ai te vine criza. Și atunci ai problemele. Păi nici ați băgat, mă, criza! Ok. Ok, mă, că nici nu știi cum se vorbește, mă. La noi se zice o cheie sau două cheie sau mai multe chei. Nu ok. No, bine, zi, ce îți trebuie? Eu vreau tu construiești la mine. Construiești la mine, eh? Dară, construiești. Construiești casa. Casa. Ai bani mulți. Locu. Whatever, casa, locu, același lucru ăsta. Construiești bani mulți, construiești casa, da. Bine, și cum vrei, așa? Oh, vrei big. Big. Big udiuri sau ce? Bine, bani ai. Da, loc ai? Așa nu-i problemă, cumperi, măi, cumperi. Bani, mulți, cumperi, loc. Aha. Am înțeles. Da. Și deasupra, vrei să facem ceva așa, păstă? Of course. Jos părinți, father, mother, jos părinți, sus copii. Copii. Bine, mă, dar nu-i prea de vreme, mă. Copii, deja se gândesc de acum. La noi, în America, așa este copii educați. Noi, în America, you know, înțelegi tu. Living in America. Nu, mă, boluță, dar vrei și living, amu? Of course, living! Living! Amu, dar vrei și baie cu jacuzzi? Jacuzzi! Mai om îmi place baie cu jacuzzi, îmi place bule. Și la nivastă mai place bulă? Ăla din bancuri, că îi le tăzând eu sara și zic, și după aia ce mai vrei? Vrei și centrală ăsta, termică? Of course, centrală termică, căldură ca în America. Și jamuri, termopane. Termopane, și faianță, gresie. Termopane. Cu borduri de alea. Yes, ăsta cu marmură la intrare, pe scări. Of course, dulce, yes. Bă, păi tu ești dus, mă. Dus? Ești dus de tot, mă. Dus? Dus rău. Dus de tot, ești dus în America. Dus în America, de când erai copil. My mother, mama, and my father, tata, da. Plecat în America, dus pe mine, eram copil. Mă, ta cu tactul. Yes, my mother, my tata. Întors acum în România și vrei să stabilești aici definitiv. Definitiv, yes. Dar de bineînțeles că definitiv, doar nu te ridicat după aia ca și ăia din thrillerul lui Michael Jackson. Ăia cu... Hey, Michael Jackson! Face muzica lui Michael Jackson! Michael Jackson! Pui în living acolo, pui boxe.
boxe mari, boxe, ascultăm muzică Michael Jackson. Ascultăm în memoria, înțelegi, în memoria, ascultăm Michael Jackson. Păi da, pe tu vrei să faci boxe acolo jos, mă? Yes, acolo jos. Să suie, să bubuie muzica. Of course, mă, mă, sus doarme copii, mă. Ai, you don't understand, nu? Păi, dar te strica din cap, mă, dar tu aduci copii să doarmă în cimitir, mă. Cum să doarmă în cimitir, mă? Păi da, mă, dar deasupra limbicului. Ai zis că camere de copii, dar pe ăsta camere nu sunt cimitir. Da, băi, I don't understand, da, nu înțeleg, mă, adică cum, living în cimitir? Mă, dar la noi morții se îngropă în cimitir, la voi unde se îngropă? În cimitir, of course. Da, exact asta spuneam și eu. Doar tu vrei să-ți fac așa un cavou și cu living deasupra și cu capelă de aia, așa? Cavou, living, capelă? Păi, mă, dar... Dar eu toci că bocă, nu înțeleg nimic. Da, mă, dar nu asta e vrăjina mie să spui, că doar pe mine criza asta m-a făcut bogat, măi, eu trebuie să repet exact, să-ți aminti ce-o zis clientul, am înțeles că ai bani mult, vrei să faci așa, construcție spațioasă ca să fie comod, să fie lejer, cu living, cu tătătă, cu calorifere, cu centrală, cu termopane, cu faianță, cu gresie. Tu nu constructor? Într-un fel, da! Cum? Într-un fel! Mă, cum să te explic să mă plice, mă? Constructorul ridic așa pe verticală. Noi tăpă verticală, dar în jos. Coborând, construind, coborând. Tu, grupar! Tară! Eu am venit în România, nu se fac morment. Eu am venit să fac casă! Păi, dar exact despre asta vorbeam și eu. Am intrat și într-un program guvernamental care se numește fix așa. Ultima casă! Păi stai, mă, stai, bă! Păi stai, unde fur așa? Dar să bați în palma, să zici dimensiunile! Păi bă, ce faci, bă? Păi ce faci, să iei pita de la gură? Americanii ăștia, bă, ne bagă criză, ne țin acolo, ne calcă cu capul pe cap, uite-te unde ne ajunge! Ajunge la sapul de cauciuc sintetic! Nu se poate așa ceva, domnule! Nu se poate! Dar până când?